Vă salut, dragi prieteni! Bine ați revenit la voliera mea, voliera Columbofil Junior. Astăzi o să facem un video cu prima pereche de pui siberien din 2017. Avem o pereche de puișori care au 2 săptămâni. Mai exact, peste 2 zile vor împlini 2 săptămâni. Am terminat inelarea la ei. O să vi prezint. Nu știu cât o să se observe. O să încercăm așa. Vedeți? Se poate observa inelul RE de 10 mm 2017. Totodată puteți observa și ce încălțătură au acești puișori de siberian. Avem masculul. Iar aici avem femela. O să vă arăt și încălțătura femelei. Ia uitați ce încălțătură faină poate să aibă acești puișori. Părerea mea și a celor care dețin această rasă, cred că ar fi aceeași, că această pereche de puișori o să iese una foarte, foarte frumoasă. Astăzi am decis să vă prezint o pereche de puișori de rostovi și una de siberieni. Aceasta ar fi perechea de siberieni de 2017. Mai filmăm puțin această pereche. O să revenim cu un video și peste o săptămână, să vedeți cum evoluează această pereche, să vedeți încălțătura, cum va crește și cât de frumos se vor face. Ia uitați și încălțătură faină poate să aibă. E femela și aici avem masculul. O să punem pe pauză și o să mergem să aducem și perechea de rostovi, culoare albă. Așa cum vă spuneam, o să prezentăm în videoul de astăzi o pereche de rostov de 2017 și o pereche de siberieni. Siberienii vă i-am prezentat mai înainte. Iar acum vreau să vă prezint această pereche de rostov alb, prima pereche de puișori pe această culoare din 2017. O să vă prezint și încălțătura femelei. Bineînțeles, ea o să se mai așeze puțin, este puțin șifonată din cuib, dar se poate observa. Orice crescător își poate da seama cum va arăta această încălțătură după ce puii se vor maturiza cu puțin. Și acești pui avem inelați cu inele de 2017. N-aș vrea să rănesc femela. Nu știu dacă se poate observa, o să încerc să vă arăt. Și această pereche. Așa se poate observa inelul. Așa cum am spus, o să vă prezint și încălțătura masculului și aici avem o încălțătură foarte frumoasă, dar ne putem da seama de calitatea acestor puișori numai în momentul în care se vor da jos din cuib și vor începe să hrănească singuri. Până atunci eu am vrut să vă fac o scurtă prezentare cu puișorii de rostovi albi. Avem puișori și de rostovi argintii pe care o să îi prezentăm în videoul următor. Puișori de rostovi negri, roșii, dar asta o să prezentăm în videoul următor. Astăzi am vrut să vă prezint aceste două perechi, rostov alb și siberian,
aceste perechi de puișori, care mie unul îmi plac foarte mult. Până data viitoare, când vom face prezentările cu puișorii din celelalte culori, roșu, argintiu și negru, eu vă salut și vă urez toate cele bune. Nu uitați să dați un like dacă v-a plăcut acest video, abonați-vă la canalul nostru dacă nu încă n-ați făcut-o și promitem să venim cu videouri cât mai interesante. Eu vă salut și vă urez toate cele bune până data viitoare.